Să rămânem în picioare și în Sfântul Sfântul la Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Marcu, capitolul 4, citesc versetele 30, 33 și 34. El mi-a zis, cu ce vom asemăna Împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă vom înfățișa? Iisus le vestea cuvântul prin multe piuri de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur o parte, lăbureau și ucenicilor și toate lucrurile. Amin. Reașezați-vă, rog. Scriptura spune, Psalmul 113, binecuvântați fiindurile Domnului de la Sfântul Soarele cu napușul lui. Dacă și astăzi ar sări soarele peste noi, este o ocază să binecuvântăm de Domnul. Și noi, așa cum am făcut-o în modul și foc, pentru cei din lângă noi, o facem și aici, pentru tot ce spunem din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și dintre toate binecuvântările care Dumnezeu le poate avea pentru noi, ce va să vină noi? Spune Apostolul Pavel, Efeseni capitolul 1, versetul 3, despre niște binecuvântări păstrate în locurile cerești. Iată cuvântul său, tot felul de binecuvântări duhovnice în locurile cerești în Hristos. Sau cum spune Scriptura, Psalmul 115, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Asta înseamnă să fii binecuvântat în cer și pe pământ, oriunde. Pentru că toate aparțin lui Dumnezeu și le-a creat și pentru noi slăbit să fie în veci. Amin. Sunt dimineața aceasta. Vreau să vă vorbesc despre ceea ce vorbea Domnul Iisus oamenilor. Din Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 11. Noroadele au început lucrul acesta, au mers pe el, Iisus le-a cântit bine, le vorbea despre Împărăția lui Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți cei care cunoașteți textul biblic, de câte ori scrie în Biblie, așa cum am citit în 4 cu 30, Împărăția Cerurilor sau Împărăția lui Dumnezeu, depinde de varianta de Matei sau Luca, același lucru, se aseamănă cum? Adică Domnul Iisus, ca unul care vine din cer, vroia să atragă pe oameni acolo și le explica cum sunt lucrurile de sus. Dar dacă n-a fost din acolo, Pavel a fost, a spus că nu pot fi descris exact în forma lor autentică, naturală, nu pot fi prezentate decât prin comparație. Împărăția este cam așa, se aseamănă cu asta, se aseamănă cu cealaltă. Și toate acestea au scopul, așa cum scrie și în Evrei 2, pentru că Domnul și prin El Dumnezeu Tatăl voia să ducă pe mulți fii la slavă. Și noi astăzi, cum scrie tot în Evrei, capitolul următor, 3:1, avem parte de o chemare cerească. Binecuvântat să fie Cel ce este în cer. Și ne cheamă la Împărăția Lui. Asta a făcut Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate de activitate înaintea patimilor sale. Ce spune Scriptura, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, că în cele 40 de zile dintre înviere și înălțare, i-a rămas același subiect. Fapte, capitolul 1, versetul 3, a vorbit deseori despre lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Și ne-a însărcinat și pe noi să ducem același mesaj. Iată ce vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 7. Și pe drum propovăduiți și ziceți, Împărăția cerurilor este aproape. Este chiar la uși, cum spune Scriptura în alt text. Vreau așadar să vă prezint în câteva imagini, pilde, Împărăția lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o Domnul Hristos, citându-l pe El, de fapt. Asta ca să vă atragem spre Împărăție, dar și să ne asigurăm, cei care suntem în drum,
că vom ajunge în timp optim și în siguranță să trecem pragul veșniciei. Cum vă imaginați Împărăția lui Dumnezeu? O primă imagine. Împărăția lui Dumnezeu este o societate de oameni selecți, aleși. Iată câteva filme care evidențiază acest adevăr. Matei, capitolul 13. Citeți la versetul 47. Împărăția celor se aseamă. Iată o imagine. Cu un năgot aruncat în mare. Era ceva, pe înțelesul lor, parte din ei erau pescați, cunoșteau toți această meserie. După ce s-au umplut năgotul plin de pești, pescare își scot la mal, șer jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară și este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cele din mijlocul bun și vor arunca cu totul aprins. Acolo va fi frânsul și scârșirea din ziua. Adică nu se intră în Împărăția lui Dumnezeu la grămadă. Tot ce îi place. Nu, se face selecție. Ce-i bun se ia și rău se aruncă. În aceeași imagine a separării, putem să notăm și pilda neghinei. Este o altă imagine, dar așași principiu este reiterată. Citim de la versetul 24. Împărăția celor seamănă cu un om care se mâna sămânță bună în țarina lui. Pentru că am observat din pilda anterioară că se ia ce-i bun, se aruncă ce-i rău. Și atunci se pune întrebarea, dar de unde este rău? Și aici explic. Dar pe când urmea oameni, a venit prăjmașul, a semănat neghină între viu și a plecat. A spus. Când au lăsat timp de viu, o jucurul ăla a ieșit la ideală și neghină, a rog, stăpânul în casă, a venit și a zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? Nu spune să omor necresească în șapte. Dumnezeu a făcut pe toți oamenii. Bun. Dar ei s-au stricat cu înlăcușire clipuri. Diavolul i-a amăgit. Învrășmașul pe lucrul acesta și rog, i-au zis, vrei, dar să mergem, să o spulgem? Imediat cum au apărut firele. Nu. Este un timp anume pentru selecție. Deodată e ogorul încărcat, grâu și neghină, deodată e plasa plină, lucruri bune, lucruri rele. Dar nu se intră în rai fără selecție. Și în pildă, în tălmăcirea prezentată de la versetul 40, citim. Deci, după cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului, atunci e vremea selecției. Fiul omului va trebuie pe unii selecții și vor smulge în Împărăția lui toate lucrurile care sunt pricini de păpubire și pe cei ce se vășesc fără de legea. De unde sunt mulți? În Împărăția lui. Adică unii oameni au impresia că fac parte din Împărăția lui Dumnezeu. Și de-abia la urmă vor constata că nu au fost prânt de cei selecați. Spune Scriptura, vă citesc Matei, capitolul 7, Cuvintele Domnului Hristos, la versetul 21, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Dar unii nu vor constata aceasta decât la selecție. Spune versetul 21, ce trăiți, atunci le voi spune curat, pentru că nu le profit pe față. Niciodată nu v-am cunoscut. Și unii vor fi surprinși de una ca asta. Spune Scriptura în aceeași idee a selecției. Vă citesc Evanghelia după Luca, capitolul 13. De la versetul 25, odată ce stăpânul casă se va scura și va împuia ușa și voi găsi afară. Veți începe la să spate la ușă și spune, Doamne, Doamne! Și vă zice, nu știu de unde sunteți. Știți ce răspuns vor avea oamenii aceia? Noi am fost la evanghelizare. Noi am fost la slujba când s-a predicat. Ascultați versetul 26. Noi am mâncat și am băut în fața ta și bunicii noastre învățat pe noroc. Noi am fost la predică. Da, dar ați ascultat și s-a predicat. Adică nu doar că să fie auzit, să fie practicat, că se face selecție. Spunea Domnul Hristos, Matei 7,
interesant modul în care Dumnezeu se lecăță. Versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strântă. Nu, aici e selecție. Aici putem face noi selecție. Dar este o poartă lângă. Nu faci selecția când te pocăiești sau vrea să te credință. Poți să o faci. Te duci pe poarta la altă. Și mulți sunt cei ce intră pe aia. Poate nu vor fi selectați la sfârșit. Dar strântă este poarta. Îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Adică Dumnezeu a lăsat un mod în care noi ar trebui să ne pocăim și apoi calea înseamnă să ne ducem viața de credință, că pe o poartă strântă și pe o cale îngustă, ai timp să te selectezi. Și în final, de fapt, ce selecție va face Dumnezeu? Sus s-au selectat oamenii. Dumnezeu numai că lasă între ei gardul sau prăpastea, cum zice la bogat și la lată și spune aceștia au intrat pe poarta strântă și au mers pe calea îngustă, ce las tu? Și selecția e gata făcută. La urmă nu dă Dumnezeu cu bani, o să spună 1, 2, 3, intră, 4, 5, face numerologie din asta, fără rog. Nu. Oamenii se aleg din vreme. Pentru că Dumnezeu este drept slăvit să fie. Amin. De altfel, să știți că există un secret al acestei alegeri. Dacă e vorba de rai, cine nu s-ar duce? Se spune că în vremea comunistă, în timp ce românii fugeau în Serbia, în Iugoslavia, cum era atunci, nu mai știu cum să-i creeze, că erau prea mulți, peste numărul pentru care aveau fonduri alocate de la ONU. Și într-o zi au spus, sunt două autobuze la poarta lagărilor. Unul merge la meci și altul la biserică. Cine unde vrea? Și oamenii au crezut că au scăpat de opresiune, sunt în libertate. Și cine a fost la meci la biserică? Cine nu la meci? Numai că nu era niciun meci de fondat. Urma un mers de box la Timișoara la Pustăria Popașa. Și pe cei cu autobuz i-a dus direct la vamă. Nu știu, la Moravița, pe seama. Au găsit un mod de a alege. Sistematic. Credeți că Dumnezeu nu se pricepe să aleagă? Ne cunoaște inimile, mene de a vorbi știe ce avem de spus. Ce dorim? Dumnezeu știe dacă noi, așa ca farisei ce mergeau la Ioan Botezătorul, vrem doar să scăpăm de mânia viitoare, zice, cine vă învățat asta? Nu vreau să vă învăț greșitați. Eu vreau să vă învăț să-L doriți pe Dumnezeu pentru veșnicie. E un anume secret. Matei 6, cu 30 și 3. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ce s-a oprit Domnul aici? Și neprihănirea Lui. Adică Dumnezeu ne cunoaște. Vrem doar să ajungem în rai, să trăim veșnic, să fim fericiți, sau vrem să trăim ca sfinți, să fim neprihăniți, să fim așa cum El își dorește. Și dacă vede Dumnezeu că dorești să fii cu adevărat un om credincios, spune, bine. Dar dacă vede că doar așa vrei să scapi, te prinde. Unde te prinde? Pe care ești recta. Numai lasă obrolul între calea îngustă și calea lată. Voi ați vrut neprihănire. Poftiți, intrați. Așa că sunt la îmbarcare, priorită. Ceilalți, nu intră și numai că în seria a doua, nu sunt mântuiți de categoria a doua, numai din categoria a doua. Cine vrea cu adevărat să fie curat și sfânt, Dumnezeu îl primește. Și asta spune Scriptura despre cei aleși și îndeamnă să ne întărim alegerea. Ce înseamnă asta? Să înțelegi taina asta divină a neprihănirii, pentru că așa spune și întâlnășirea pildei de vine Matei 13. Cei neprihăniți vor străluci ca soare. De fapt, de ce unui griu și altui neghină? Ce înseamnă griu sau neghină? Griu înseamnă ceva cu rod, ceva ce se hrănească, ceva bun, neghină. Ați mâncat pâine de neghină vreunul?
nu conduce Dumnezeu pe masa cerească alimente care nu fac bine, nu sunt sănătoase. Alegerile, spune Petru în a doua epistolă, capitolul 2, versetul 1, referitor la aceasta, citesc versetul 10, de aceea, fraților, spun pentru frați și prieteni deopotrivă, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Și cum ne întărim chemarea și alegerea? Versetul 4. El ne-a dat făgăduțe nespus de mari și scumpe, ne-a făgăduit o împărăție cerească. Ca prin ele să vă faceți părtași lui Dumnezeu și să doriți neprihănire. Cum spune Ioan capitolul 2. Cine știe că este neprihănit se curățește și el ai nădejde, de asta te curățește. După ce a sfârșit este căciunea care este în lume prin post. După ce spunea Domnul Predica de pe munte, ferici de cei răsplătuși și se dați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Eu nu spun cu asta că noi putem atinge performanțe, să fim așa de neprihăniți și fără vine ca Dumnezeu. Dar Dumnezeu te vede atunci când ai greșit, dacă te doare, dacă îți pare rău și dacă îți dorești toată viața, Doamne, vreau să fiu un sfânt. Și Dumnezeu, dacă toată viața ți-ai dorit asta și te lupți, dorești cu toată inima, o să spună Dumnezeu când vin de rai, acum ți s-a împlinit dorința, o să fii un sfânt perfect pentru veci și veci. Și tu să spui, Doamne, asta mi-am și dorit. Dumnezeu să spună, poftă. Doamne, ajută-ne să fim aleși. Așa că spune și încheie de aceasta cu un verset din 2 de Tesalonicen, capitolul 1, versetul 13. Și tare m-aș bucura să ne privească pe fiecare dintre noi. Noi sunt frați pe iubit. Aici e ceva interesant de acest an anterior. Scrie că la cei ce nu sunt sinceri, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire pentru că se-i prinde, că nu doresc neprihănire, da? Versetul 13. Noi să frați pe iubiți de Domnul trebuie să mulțumim totdeauna de Dumnezeu pentru voi. Că și de la început, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Cum? În sfințirea Duhului și credința adevărului. Când vrei alegere, atunci sfințirea Duhului și credința adevărului și rămâi ales pentru veci. Amin. Amin. Deci, cum este împărăția lui Dumnezeu? Într-o primă imagine, este o societate selectă, nu oameni de elită cu inteligență ca Einstein, ci oameni sfinți ca Hristos Domnul. Doamne, ajută! O a doua imagine a Împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un loc al reconcilierii totale, al împăcării desăvârșit. Când Moise s-a dus pe munte să stea de vorbă cu Dumnezeu 40 de zile, o singură poruncă a dat, un decret pe zi. Știți ce a spus poporul? Dacă aveți vreo neînțelegere, duceți-vă la Aron și la Hur. Știa el că apar probleme, că nu degeaba l-a văzut socul lui că stă la tribunal până seara. În rai nu mai trebuie Moise să dea griji din astea la nimeni. Că în rai n-a ajuns numai oameni împăcați. Unul cu altul, cu Dumnezeu, cu toți. Raiul este locul fără tribunal, fără scandal. Unde toți sunt iertați și toți s-au iertat. Citesc Evanghelia din Matei, capitolul 18. De la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de Domnul și i-a zis, de câte ori se pe fratele meu când v-a păgăduit potriva mea? V-a simțit în viața mea lezați de vorba cuiva de atitudine sau faptul lui? Și întreabă Petru, până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 ori câte 7. Ori ar fi vreunul tare bun la matematică să dă numele pe asta și să spună că a trecut peste, l-am tapsat. Nici dacă păcătuiești unul de 500 de ori și dacă nu ierți, nu intri în aia. Pilda următoare care descrie Împărăția lui Dumnezeu începe diferit de alte pilde, cu cuvintele. De aceea, în
împărăția cerurilor și aseamănă. De ce este stricurată și cuvântul de aceea? Adică pentru că oamenii nu se iartă, de aceea. Vor fi mai puțini în rai, că puteau fi mai mulți. Și dă Domnul următoarea clipă. Unul greșise mult, nu știu ce afaceri au făcut, atâtea datorii am corporat 10.000 de galbeni, asta e milioane de euro. Săracul, ce faliment i-o dat, ce consum au avut? Și scrie aici că stăpânul s-a hotărât să-l ierte de toată datoria. Ce bucuros! Aveți careva datorii la bancă, așa să vă ierte 100.000 de euro. Așa vine o scrisoare acasă, nici o datorie. V-ați bucurat, nu? Că să nu iertate milioane. Și știți care era riscul? Nu sunt la mâne și să fie rate până la bătrânețe sau pentru generația următoare. Să-l ducă la închisoare sau să-l vândă pe el și pe pasta lui până va plăti și copiii lui să fie rog la galere. Cum ducea în epoca medievală de la Barcelona. Era unii care aveau datorii, punea la datorie, la loterie, în adeptea că își câștigă, iertea datorie sau dacă nu, dar loteria a făcut în așa fel ca să umplă locurile la galerie. Și a spus, să leagă de tot. Bucuros iese afară și îl vede pe unul care îi datora 100 de lei. 25 de euro. Vă strânge de gât. Acum chemăm finanțe, poliția, gata. Și-am auzit alții. Ce vrea să spună pe eu de asta? Că Dumnezeu când ne-a iertat, ne-a iertat de păcatele care le-am făcut când am fost mici și am lovit pe frățiorul nostru și am mințit pe mama și am furat de la tata și am lovit pe un coleg la școală și am mințit pe profesorul că n-am vreme să facem temele și nu am fost drept și că lungă listă. Spunea Domnul că atât de lungă listă încât oamenii, dacă i-a lăsat Dumnezeu să-i judece, a trebuit să-l dea socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și ne iartă de toate odată un singur proces verbal. Căci pentru noi a pus un sânge minunat al Domnului Hristos. Și se probează în cer să vadă că e împăcat cu Dumnezeu că vede la poartă. Dumnezeu este mânia că orice păcat pe pământ înseamnă un dosar deschis în cer. Și acolo trebuie să se vadă, te-ai împăcat cu Dumnezeu. Sau că ești la prima discuție. Se dezbate problema datoriei tale, păcatului tău înaintea lui Dumnezeu. De aceea spunea Apostolul Pavel, citesc 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19 și 18. Dumnezeu mi-a împăcat cu El. Și prin Iisus Hristos și ne-am credințat slujba împăcării. Ce fac eu aici sau oricare altul, vă provocăm, ascultați ce? Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-ne socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, da, țineți minte ce mandat avem, vorbim de împărăția lui Dumnezeu. Suntem trimeși în puternicița lui Hristos. Ca și cum Dumnezeu a îndemnat prin noi, prieteni dragi, vă rugăm fierbind din numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. În rai nu intră numai oamenii împăcați. Nu crede cineva că merge acolo și pe când se apropie de poartă, ce cu Doamne miluiește-mă. Nu, cu Doamne miluiește-mă că se rezolvăm în dimineața asta. Și Dumnezeu care este bun, este gata să ne ierte. Am intrat Domnul într-o casă și acolo a venit femeia care spunea foarte de viole. Pe gata, Iisus, asta e prăpădit. În România și în Spania sunt de prostii. Eu n-am furat un bat de la patron. Poate l-am mințit puțin în declarație. Și Domnul zice, aia este mare păcătoasă, asta e datorie mare. Asta s-a mătorit să o iert. Dar ție să te anunț, gazdă, bună cum pare, că în contul tău figurează datorie. Cu toții de repede. A
Adică mai mult păcătos, mai puțin păcătos. Noi toți avem nevoie de iertare în Dumnezeu. Mi-am amintesc că o mamă supărată a dat un singur copil. El a dat la școală, era învățător, dar era pețit, nu se căsătorise. Și zice, dacă ar fi după mine, durerea aia de mamă și aia, m-a încărcat pe toți pețit de o garnitură de trei pitași de lungi. De ce i-a fi? Și-a înjurat la bolul. Zic, auzi, să nu te duci din data de legat. Că te oprești acum. Că nu este alt iad pentru cei care înjură față de cei care beau. Aceeași detenție. Pentru păcatul tău trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Dar după aceea, după ce ai fost iertat, trebuie să te împaci cu tot ăștia de lângă tine. A spus Domnul că l-a chemat locul acela înapoi, a scăpat din pușcărie el și casa lui sau de sclavie. Pentru o datorie imensă și-a ajuns sclav pentru 100 de lei. Pentru că scrie textul în continuare, stăpânul l-a stamâniat pe el, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Și se încheie pilda, cum spuse de Domnului, tot așa. Adică vă va da pe mâna chinuitorilor, nu va accepta. Va face și Tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima lui, din toată inima de faptele sale. Este unul pe care nu l-ați iertat. Bugi în timp, dar nu la poarta la el. Spus Domnul, dacă te duci cu darul la altar și îți amintești că ai o problemă cu unul, repede! Vă întreb. Ce vă este mai greu? Să vă cereți iertare sau să iertați? E ciudat. La unii oameni așa de greu să-și ceară iertare. La unii am fost nevoit să le spun, nu știi cum? Îmi scriu eu pe foaie. Nu mă citești. Alții de greu să ierte. În ambele posturi, sentința este aceeași. Nu îți fă iluzii despre Împărăția Lui Dumnezeu. Acolo nu se merge cu reclamații și acolo nu ajung reclamații. Fără ca să se fi produs o împăcare totală. Știți că eu dacă fiu risipitor? A plecat de casă și când s-a întors, s-a cărit. Toată s-o împăcare cred că. Cred Dumnezeu nu-i cere lucruri, că ne iubește ca să se împace cu noi. Dar frate să... Nu voi aștepta în casă. Dar ce din partea lui, al lui frate, să o cheltuit el? Sau din răutată să ce pasă de a stricat banii lui tata, tata, iartă, dar nu le-a făcut frate. Din a cărupa nouă proasă. Și cine a stat la masă? Cel ce nu stricase banii? S-au ajuns la masă cel ce cheltuise și noi la masă cel ce nu cheltuise. Că pilda nu se încheie ca să știm, o intrat și asta la masă sau nu a intrat. Am auzit o relatare, s-a copilit o familie cam pe la 60 de ani și păstorul, nu știu eu din ce motive, am mărturisit ca amândoi la de la bărbat, ceva păcate aia, s-a descart, nu știu. Da, bărbat, am lovit pe unul, am băut, am... Și l-am zis, am întreabă pe ea, am mai vorbit și... Beata femeie cu sfială, dar ca una care vrea să scape de păcat. Și am cântut odată un bărbat care a venit la noi să ne facă o terapeută, am cântut cu proiectul. Și uite bărbatul ăla. Beata femeie, o plâns, asta sunt. Anul trecut. Nu a putut trece peste asta. Vor muri. Copilul și mai s-a căsătorit după trecerea lor din viață. Și tot zise ruga Doamna și m-aș cumpăra să fie tata și mama la nunta mea. Dar tot sunt bucuros că vom fi împreună la nunta în cer. Și visează că se întâlnește cu tatălui și spune exact cum s-a rugat. Și tatălui zice următoarele. Mamă, ta e bine, o să o întâlnești cu mine bani. Sunt la un loc cu cei ce nu pot să ierte. Și visul s-a încheiat. La un loc cu cei ce nu pot să ierte. Și la locul ăsta unde sunt cei ce nu pot să ierte, nu-i zice rai. Îi zice pedeapsă loc de o sândă, unde oamenii din post a fi certați că îi ține în celulă. Sau
legat. Dar ai, vom fi liberi, vom fi împreună, vom fi ca o familie. Doamne, ajută-ne să ajungem, amin? Ați prins aici care este secretul? Nu doar să ierți, să ierți din toată inima și asta înseamnă să iubești. Dumnezeu nu ne mai amintește păcatele. Dumneavoastră vi le mai amintiți unul altul? Așa, nevasta se spune soțului, să amintești? Nici oprit ai fost de când ai venit pe ție. Și mai mai citit de câteva ori. Îmi amintesc într-o seară, m-am trudit și nu știu dacă am reușit. Să reconciliez o familie în care bărbatul s-a scăpat și a spus o vorbă. I-au pus o ramă și ți a pus ramă. În drumul ei spre Rai, să-mi mai fac putea și de aia. După ce vrea să meargă la Rai, să-mi formulea de... În rămarea asta, cuvintelor lui, mi-a zis asta. Dragă, în genunchi mă plec, spun față de frate, iartă-mă. Dar de ce ai spus? Așa ca să nu te mântui tu. Dragii mei, unii o păcătuim de mulți, alții mai puțin. Dar peste păcatele noastre fost turnată dragostea lui Dumnezeu. Dacă noi peste păcate în celorlalți nu putem turna dragoste, o să-ți toarne Dumnezeu foc. Doamne, fiți mută de noi. Amin. Trec mai departe la o altă imagine. Cu ce se mai aseamnă împărăția lui Dumnezeu? Evanghelia după Matei, capitolul 13, și vezi pildele care sunt scrise de la versetul 4 și 4. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țară. Omul, de noi vorbim, care o găsește, deci omul care prinde ideea, care aude mesajul, chemarea, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. În același principiu, o imagine puțin diferită, cu același înțeles, versetul 45-46. Împărăția celor se mai seamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce și vinde tot ce are și îl cumpără. Care este cheia comună a acestor două pilde? Ce face omul pentru a dobândi comoara și respectiv căutătorul pentru a avea mărgăritarul? Vând tot ce au. Eu de aici înțeleg că împărăția lui Dumnezeu, sub acest aspect comercial, este o afacere, că e un termen cunoscut zilor noastre, în care sau la care trebuie să investești tot ce ai. Dacă nu, n-ai profit. Nu câștigi. Sunteți în stare să investiți tot? Sau vreți să cumpărăm numai un colț de rai? Să cumpărăm din veșnicia asta numai 100 de milioane de ani și când ne ajunge, nu? Cine vrea să cumpere eternitatea, trebuie să se angajeze la investiția asta. Vinde tot ce are. Uneori, pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să plătești un preț. Scrie în Isaia 55, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Pentru cine n-are nimic, împărăția se cumpără gratis. Pentru cine are 2 lei, împărăția îl costă 2 lei. Pentru cine are 200 de mii de dolari, împărăția îl costă 200 de mii de dolari. E același preț, nu? Și se numește tot ce ai. Unul are mai mult, dă tot ce are. Ai mai puțin, numai tot ce ai, atât. Dacă ai un serviciu bun și ți se va spune, pentru că tu te-ai pocăit și spui de acum, nu mai minte, spun adevărul, te dau afară. Poți să investești, care de fapt omenește înseamnă să pierzi, pentru că a spus Domnul. Și ne vrea să nu-și piardă viața, de fapt o pierde. Și cine aparent o pierde, o câștigă. Investiție. A fost situații când o fată sau un băiat, de exemplu, a hotărât să se pocăiască și un altul viza să se căsătorească cu el și a spus, dacă te pocăiești, renunți. Da, și normal că merită să renunți la o nuntă pe pământ pentru o nuntă în cer, nu? Dar dacă nu știi cât valorează raiul,
Atunci stai în cumpără, dau sau nu dau, stai la negocieri. Asta e marea problemă, să știi ce înseamnă veșnicia. Să știi cât valorează asta. Dragii mei, pentru un salar, pentru un concediu, pentru o pensie, că la urma urmei astea ne sunt veniturile. Muncim, așa-i? Și zici, se merită. Povestea un frate că el lucra la mină și ceea ce era interesant, când îi penaliza pe cei din subteran, îi trimitea la suprafață. Și când îi penaliza pe cei de la suprafață din carieră, îi trimitea la subteran. Și unii și alții se supărau. Asta era penalizarea. Și a zis, cum? Adică cei din subteran luau salari de 3 ori cât cei de la suprafață. Erau alte condiții. Și ei nu se uitau la condiții. Ei vroiau salari. Cei de la suprafață vreau condiții. Și când îi băga la subteran, nu se uitau la salari, se uitau la condiții. Nu, asta la ce vă uitați? O vorbă înțeleaptă spune așa. Înțelept este omul care dă ce nu poate păstra, ca să cumpere ce nu poate pierde. Dacă, de exemplu, ții la frumusețea ta, la banii tăi, și spui, nu renunț la asta. Se spune că un copilaș era cu mâna într-un ulcior și se băita că nu poate scoate mâna. Deja dădea să-i se umfle și el... Și cine mi-a spus, dar cum a introdus mâna? Și uite așa, am întins degetele frumos și-o intrat. Și spune tot așa, când s-a scos mâna, da, scap bănuțul. Era acolo în ulcior un bănuț. Și bănuțul nu putea să scoate numai cu pumnii strâns. Asta e marea problemă. Să știi să faci afaceri. Spunea Domnul Hristos, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Poate în urmă să mai facă vreo tranzacție să-și câștige sufletul. Ce spune textul în continuare? Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Când construia Noe pe corabie, oamenii îl batjocoreau. Așa e scris, că și atunci erau batjocoritori. Vorba cuiva, dacă voia să vândă Noe lemnul din corabie, după ce o apucat, l-a dat și cu smolă, nu-l cumpăra nimeni, că nu-i bun nici de foc. Dar după ce a început să crească apa, să fi pus Noe un anunț pe corabie de vânzare, câți bani putea să capete pe ea? Putea să crească prețul, să adune tot aurul din lume. Că omul la necaz e ca egiptenii când au rămas fără pâine. Și-au cheltuit bănuții și s-au dus la Iosif, ni foame. Da? Dați bani. Nu mai avem. Dați ogoarele. Le-au dat și foamea nu s-a terminat. Și scrie în Genesa 47, dă-ne pâine, dați ogoare. Nu mai avem. Vindeți vitele. Le vânduți pe asta. Aduceți alți boi, nu mai avem. De ce mai aveți? Trupurile noastre, le vinde și pe astea? Le vindem, să fim robii lui Faraon. Și-o cumpărat Iosif, i-o lăsat lefter pe toți. Că omul la nevoie știe ce are preț. Să ne dea Dumnezeu minte să cântărim bine lucrurile. Ce are preț? A venit odată la noi... Era o campanie electorală de oameni de la municipalitate și de la județ. Și când i-am văzut, știți că își doresc oamenii să fie aleși, să fie cineva, e normal, trebuie să avem structuri. Și le-am făcut o propunere, le-am citit din Daniel 7. Stimați domni, doamne și domnilor, vă propun să intrați în Partidul Sfinților. Și s-a uitat ei la mine. Și le-am citit că sfinții vor primi împărăția și o vor stăpâni în vecii vecilor. Zic, nu știu cât va ține partidul vostru, că nu-i nimic veșnic în istorie aici pe pământ. Dar împărăția care o primim este eternă. De ce nu vreți un asemenea mandat? Se întâlnește într-o zi un sărac cu un bogat și zice bogatul către sărac, măi, mă tot gândesc la tine, cum poți tu să-și duci tu viața cu așa puține proprietăți? Te poți tu lipsi, eu am atâtea, tu? Și săracul zice, da, eu așa am fost obișnuit. Eu n-am dormit niciodată afară, nici n-am dormit flămând. Am. Nici nu m-am, mi-a fost frig, am cu ce să mă îmbrac. Și se întoarce microfonul la sărac și zice săracul, să-ți spui drept și eu m-am gândit la tine săptămâna asta. Și m-am tot gândit, cum te poți tu mulțumi
fără să te gândești la cer. Tu tot ce ai e din dealul ăsta până în celălalt. Și atâta. Dar există valori eterne, cosmice. N-ai vrea să vinzi ceva de aici și să cumperi dincolo? Dar ca să cumperi dincolo, trebuie să le vezi întâi, așa-i? Cine dă pasărea din mână pe cea din gard? Dumnezeu să vă dea credință, să vedeți adevărata comoară, adevărata valoare și atunci să vezi cum faci afaceri. Să vă spun pe unul care a făcut o afacere bună, Apostolul Pavel, Filipeni, capitolul 3. Avea o poziție de demnitare, era parlamentar, am putea spune, prin comparație. Profesor la universitate, un om cu sorginte, cu cetățenie romană, cu, zice el aici în 3 cu 4, măcar că aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești. Dacă altul poate să se laude cu ceva, nu știu dacă poate fi pus alături. Versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Raiul este o afacere la care trebuie să investești tot. Le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Și-ți pare rău? Și le socotesc ca un gunoi. Dar ce la urmă nu-s toate gunoaie? Ba da, le dă foc. Asta face toată lumea, adună pe grămadă. Și Dumnezeu vine la urmă cu explozibilul. Și gata. Se termină istoria Pământului. Spune aici în versetul 12. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg căutând să-l apuc întrucât am fost și eu apucat de Hristos. Versetul 14. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Adică atunci când vezi adevărata valoare din cer, nu te mai uiți înapoi la ce ai pierdut, la ce ai investit, pentru că oricum nu merită să fie puse alături de slava viitoare. Și secretul la imaginea asta, știți care este? Așa am citit în pildă. Matei, capitolul 13, versetul 44. Și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are. De bucuria ei. Scrie în Evrei 10 că unii și-au pierdut averile și nu a fost niciun proces să mai tragă nădejde că vreun avocat îi scapă. Li s-au răpit și știți cum au primit bucuria răpirea averilor? Cu bucurie. Noi, la care vi s-a furat mașina și v-ați bucurat? Știți ce gândeau ăștia? Li s-a furat averea și ei s-au bucurat. Știți ce scrie textul de acolo? Nu că te bucuri când pierzi. Te bucuri când știi că ceea ce ai pierdut, ai pierdut pentru rai și face parte din afacerea asta. Că ceea ce ai pierdut pentru rai nu-i pierdut. Un pahar de apă nu se evaporă, cât dacă e vorba pentru rai. Evrei, capitolul 10, versetul 34. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Vă amintiți de tânărul bogat, spun în încheierea acestei idei. I-a zis Domnul, s-a uitat la el, i-a fost drag. Zic, du-te, vinde tu ce ai de la săraci. Și ce-a zis? Uite-le care le-ai avut, așa au zis? Nu, zic, vei avea o comoară? În cer. De ce n-a fost în stare bogatul să asculte? Că oricum și-a pierdut averea, că au venit romanii și s-a distrus tot ce era în Israel și la Ierusalim. N-a putut crede că se pot muta dincolo. Dumnezeu, zic eu, să vă ajute să primiți raiul la un preț nu prea mare. Dar de cum va crește prețul la licitația asta, dați-i drumul. Merită. Cu cât aici pierzi mai mult, cu atât acolo câștigi mai mult. Spunea Domnul, nu-i nimeni să fi lăsat și să nu fi primit? De 100 de ori. Doamne, îți mulțumim că facem afaceri cu Tine și nu pierdem. Dar, hai, iertați-mă, am zis că încheie ideea, dar mă adaug ceva. De ce totuși ne cere Dumnezeu să dăm așa tot?
Luca în Matei 6 cu 21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima. Așa că să nu ne uităm în urmă și să nu ratăm raiul. Nu că are Dumnezeu nevoie de banii noștri. Este un mod înțelept al lui Dumnezeu de a ne face să ne punem toată nădejdea în împărăția care vine, să fim gata să renunțăm la orice, pentru că știm că ceea ce ne așteaptă este incomensurabil. Nimeni nu poate să povestească ce înseamnă o veșnicie, să trăiești ca Dumnezeu și cu Dumnezeu. Se merită. Faceți afacerea asta. Amin. Mai întoarcem o pagină de la album, să mai vedem cum arată împărăția lui Dumnezeu sau bifoam. Încă o pagină. Cu ce se mai aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Evanghelia după Luca, capitolul 19. Citește la versetul 11. Pe când au ascultat ei aceste lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, Iisus le-a spus o pildă, pentru că erau aproape de Ierusalim, fizic vorbind, și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Adică așa și imaginau ei, dacă nu săptămâna asta, cealaltă, de luna asta, luna viitoare, începe regatul lui Mesia. Și pentru că ei credeau că are să se arate îndată, Domnul le-a spus o pildă că nu se arată îndată. Din acel moment, sau în cazul nostru, din momentul în care venim la credință și până să intrăm în rai, e o vreme. Și când va începe împărăția lui Dumnezeu, ea se aseamănă cu niște oameni care își primesc plata pentru munca efectuată. În împărăția lui Dumnezeu se intră deodată cu primirea răsplătirii pentru tot ce am făcut pentru Domnul. Când intri în rai, și vă rog să rețineți, raiul are și un parc frumos, o grădină. În imagine orientală și biblică, nu palatul atrăgea prima dată atenția la reședința unui rege, ci curtea, sau mai exact, grădina. În rai este parc acolo, să avem vreme să povestim. Cum zicea cineva, o să le fac la toți frații câte o vizită de 1000 de ani. Acolo va fi timp pentru toate astea, stăm în grădinile acelea binecuvântate. Dar raiul nu-i numai dintr-un parc făcut. În împărăția lui Dumnezeu vom primi anumite atribuții, vor fi activități, vor fi slujbe, scrie în Apocalipsa 22, cu 3 robii lui îi vor sluji. Și în rai, pe ce post vrei să te încadreze? Asta se va face în funcție de activitatea care ai desfășurat-o aici. Adică o să vii cu fișa postului, cu statele de plată, și se va da o nouă repartizare. Așa se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. Și vă voi citi și într-o altă pildă ca să vedeți că așa va fi. Vă citesc pilda talanților, Matei 25, spusele Domnului de la versetul 14. Împărăția celor se aseamănă cu un om care a dat la unul 5 talanți, la altul 2, la altul 1 și a plecat. Versetul 19, îmi place. După multă vreme, tu se arată împărăția, nu îndată, după multă vreme. Stăpânul robilor celor s-a întors și le-a cerut socoteală. Deci când intri în rai, te întreabă, te-ai împăcat cu toți? Bun, poftim. Se poate povesti cât va fi frumos. Vor peste măsură, fericire fără limită. Nu! Stai la masă! Scrie că unii nu s-au dus la mână. Au lipsit. În chemarea aceea. Știți de ce nu s-au dus? Mă spun, nu, ce-a cumpărat? Un ogor. Nu se merge să-l dă. Altul spune, nu, adică s-a înturat. Parcă nu putem merge pe nevasta, nu? Adică, diavolul în lumea asta, unii ori nu-i lasă pe oameni să se mântuiască, arătându-le plăcere.
Dar plăcerile care Dumnezeu ne oferă sunt super plăceri. Oamenii aici cred că dacă se pocăiesc, mai pot să meargă la un chef. Noi la chef trebuie să plăcem. A, nu. Cred că nu mai pot să mănânc și să bea orice. Noi vă chemăm la masă. Dumnezeu ne cheamă la masă. Poftiți, toate sunt gata. Și spune Scriptura că în asta va consta tragedia aia de se vezi pe ăștia la masă, la sară. Pe și la rând, sară, nu? Repet, la el. Și tu? Noi puteam să fiu acolo, la masă, nu? Scos afară, fără un strop de apă. Bogatul care până atunci scrie în Luca 16:19 că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Și-au crezut el că nu se duce dincolo, că aici e fericire. Aici e fericire? De ce se sinucid cântăreții, actorii? De ce divorțează oamenii cu bani? Fericiți ce sunt, nu? E o prins, euforia, te uita ce fac. Ești vorba. Aici pe pământ sunt plăceri de o clipă. Mă clip, clip și gata, cu fericire. Totul tău. Pe când Dumnezeu mă mai ne cheamă la ceva ce seamănă amântă regească. Vei fi acolo? Știi care e secretul? Dacă am folosit terminologia asta, probabil că vei fi acolo. Luca 12. Versetul 35. În mijlocul să vă fie încinși și copiii le-a prins. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și se deschidă acest vest îndată. Când va veni și va bate la ușă, ferici de robia aceea pe care îl va găsi vechii în la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge, va pune să șadă la masă și se va apropia să le scurgească. Versetul 40. Și voi fiți gata. Că știu un om că va veni ceasul în care nu vă gândiți. Dacă vrei să fii sigur dimineața asta, să te verifici ce începe să fie, dacă vrei avea parte de nuntă, ești gata dacă nunta începe acum la aleasă? Dacă nunta va începe să termine scurba aici, ești gata? Aceștia sunt vrednici de nuntă, care sunt gata în orice moment și sunt într-o stare de așteptare. Nu-și dorește o mireasă să fie ziua nunții dacă s-a căsătorit cu cine iubește? Se iubesc pe doi care și-o programă nunta, se iubesc și spune, a, nu pasă, a, nu mai face masă, poate la anul, vedem, nu? Ce vei zice că dacă amână nunta? Și bai, bai, nu? Nu vei spune că se iubesc loc. Așa este și relația noastră cu Domnul, este una caldă, îl iubim, fără să-l fi văzut, unul pe drum ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Doriți asta? Hai că vă prind, la colț. Când a spus ultima dată Maranata? Domnul nostru? Bine. A, poate spus și alte cuvinte, nu? Dar când, ultima dată, când a spus Tatăl nostru, care încinge o cuvinte, că Doamne vie? Și dacă vă întrebea ceva, când este bine? Când la vitare? S-a spus, acum! Domnul, de niște pilde, spune că unii va prinde la câmp, se scrie la moară, se scrie că în vremea lui Noe, el furau, se îndreptau și nu-l băga seama, nu știu ziua. Eu aș testa doi tineri dacă-s gata să intre la nuntă, dacă ar fi să vină Domnul cu trizile înainte de nuntă. Deci spune, ce ați vrea? Să vină Domnul după nunta voastră sau înainte de nunta voastră? Chiar în cazul a doi tineri care se iubesc foc. Dacă focul de sus mai tare peste ei, vă spune, Doamne, hai să se văd că nici nunta ta nu va fi mai frumoasă decât nunta mielului. Și nu există niciun extaz pe pământ care să treacă fericirea de a ne întâlni cu Domnul. Domnul să vă prindă dragostea pentru El. Să-L doriți. Să-L așteptați, să vă gândiți la împărăția lui Dumnezeu, la cele de sus. Recapitulăm și ne oprim aici. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Cu niște oameni aleși.
iertați, împăcați niște oameni care vreau să se ieșiți, niște oameni care au știut pentru ce investesc, au știut ce caută, unde se duc, niște oameni responsabili și niște oameni plini de entuziasm, care se îndreaptă ca niște porumbeți pe porumbarul lor. Și va începe slăvita împărăție și cum zice în Apocalipsa 9, că să ne bucurăm și să ne veselim. Dumnezeu să vă ajute să vă pregătiți ca să aveți parte de acea nuntă, de acea veselie. Și pregătiți-vă acum. Astăzi este ziua mântuirii, ziua potrivită. Doamne, fii binecuvântat. Amin.